Alături de mine sunt reprezentanții Euroregiunii DKMT, Dunăre, Criș, Mureș, Tisa, domnul președinte al județului Arad, domnul președinte al județului Ciongraș și reprezentantul regiunii Voivodina. Astăzi am discutat în cadrul adunării generale, în primul rând, prezentarea celor două proiecte foarte importante pentru noi, Timișoara 2021 și Novi Sad 2021, capitale culturale europene, posibilități de participare în cadrul proiectelor derulate de cele două capitale și, bineînțeles, prezentarea proiectelor pe care le avem în colaborare județele din România cu cele din Ungaria și din Serbia pe cooperare transfrontalieră. Discutăm de stadiul acestor proiecte, discutăm de procesul de implementare a acestor proiecte și, bineînțeles, în continuare vor fi discuțiile legate de posibilități viitoare de colaborare. Vreau să vă spun că în cadrul acestei Euroregiuni, pe lângă Timiș, Arade și județul Caraș, care n-a putut să fie prezent astăzi alături de noi, pe lângă Ciongraț este județul Bács-Kiskun din Ungaria și, bineînțeles, prietenii noștri din regiunea Voivodina. Acum, având în vedere faptul că județul Arad n-a făcut parte din aceste strategii care au fost prezentate, e mai puțin important ca și pentru celelalte județe, însă sigur că putem să învățăm unii din experiența altora, iar cum Aradul este partener al Timișorii în capitală culturală europeană, ne interesează foarte mult cam ce fel de proiecte putem să facem în comun de acum înainte pentru a pregăti așa cum trebuie anul 2021. Da, Aradul alături de Timișoara, pentru că suntem oraș partener cu Timișoara, dar mai nou suntem parteneri și cu Voivodina, pentru că săptămâna trecută tocmai am semnat o înfrățire cu provincia Voivodina. Sunt mândru de faptul că pot fi prezent aici la ședința Asociației Euroregiunii DKMT. Această euroregiune este de câteva decenii un exemplu al cooperării transfrontaliere europene. Noi, în cadrul Euroregiunii Dunăre, Criș, Mureș, Tisa, pentru succesul programului Capitala Europeană a Culturii, am înființat platforma culturală Activarium, în care fac parte toate județele din cadrul acestei euroregiuni. Noi simțim importanța acestui proiect și pentru noi este o foarte mare provocare să putem prezenta proiecte raportate la cultura universală umană. Iar DKMT-ul va oferi sprijinul necesar și pentru Timișoara și pentru Novi Sad. Astăzi vom decide asupra bugetului anului 2019. Mi s-a făcut o trecere revistă a proiectelor în derulare în privința Serbiei, iar în luna decembrie vom decide în Comisia de Monitorizare cu privire la proiectele româno-maghiare, maghiaro-române. Nici nu cred că mai trebuie să accentuăm faptul că între președinții din județele euroregiunii există o legătură personală de foarte bună prietenie și că se raportează foarte constructiv la proiectele de dezvoltare comune. Deci, în primul rând, vreau să mulțumesc gazdelor noastre și să aduc în evidență excelenta colaborare atât în ceea ce privește aceste fonduri europene și aceste proiecte europene, cât și cooperarea noastră în cadrul DKMT. Această colaborare excelentă este de fapt și un motiv pentru care sunt în mai puțin de o săptămână de două ori prezent la Timișoara. Săptămâna trecută am fost prezent aici cu ocazia proiectului în derulare, revitalizarea canalului Bega, iar uitați astăzi, deoarece este vorba despre o ședință de KMT. Două din punctele de astăzi ale ordinei de zi sunt foarte importante, respectiv Timișoara, capitala culturală europeană, și Novi Sad, capitala culturală europeană. Așa cum am putut să aflu astăzi la ședință și colegii noștri români, la fel ca și noi sârbi, ne pregătim cu ample programe și proiecte pentru anul 2021. Sunt convins că acest proiect va întări relațiile de altfel tradițional bune și în cadrul acestor proiecte, dar și în cadrul DKMT.
și, bineînțeles, între regiunea Voivodina și Timiș și regiunea din Ungaria.